Bună ziua, vă salută Tatiana. După ce am lucrat cele două părți ale mileului nostru, deci părțile unde vor veni aplicate florile, vom trece să lucrăm bordul acestuia. În culoarea verde, aici puteți folosi nuanțele dorite de dumneavoastră și cu croșetul numărul 3 și jumătate, același croșet cu care am lucrat până acum, vom intra în corespondența unuia dintre aceste pătrățele și voi lucra un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt, voi trece în următorul pătrățel și voi lucra din nou un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt, vedeți, în felul acesta. Voi lua firul pe croșet, voi trece pe următorul rând și voi lăsa unul liber, voi intra în cel de-al doilea spațiu, iar aici voi lucra 1, 2, 3 puncte, puf. Firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu și voi lăsa 1, 2, voi intra în corespondența celui de-al treilea pătrățel și voi face din nou 3 puncte puf. Va fi nevoie să fiți atente la tensiunea firului, să nu strângeți prea mult, deoarece nu se va aranja cum trebuie lucrarea noastră. După care vom intra în următorul rând de pătrățele și din nou în corespondența celui de-al doilea pătrățel vom face cele 3 puncte puf. Cel de-al doilea, cel de-al treilea, iar acum vom închide totul împreună. După care voi trece în corespondența următorului rând, iar aici voi face din nou 1, 2 piciorușe scurte. Voi trece în următorul și voi face din nou 2 piciorușe scurte. 1, 2. Voi trece pe următorul rând și voi intra în corespondența celui de-al doilea pătrățel și voi face, vedeți, am luat firul pe croșet, voi face 1, 2, cel de-al treilea punct puf, firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului rând în spațiul cu numărul 3 și voi repeta din nou cele 3 puncte puf, 1, 2, 3, în corespondența următorului rând. În pătrățelul cu numărul 2 voi face din nou următoarele 3 puncte puf, le voi închide împreună, și voi continua cu două pătrățele în care voi face piciorușe scurte. În felul acesta noi vom lucra pe întreaga suprafață a mileului nostru. De jur împrejur vom face aceste puncte. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Pe măsură ce lucram, mi-am dat seama că pentru dumneavoastră va fi foarte dificil să distribuiți astfel de frunzulițe pe această porțiune, mai ales pentru că aici noi am făcut scăderile. De aceea, eu am lucrat 2, 4, 6, 8 frunzulițe de o parte, deci 8 frunzulițe de o parte și 8 de cealaltă. Apoi am făcut conturul cu piciorușe scurte. În acest fel, uitați-vă, piciorușe scurte. În acest fel va trebui să procedați și dumneavoastră. Deci am realizat cele 8 frunze, am lucrat piciorușe scurte, am numărat
de o parte și de cealaltă, câte spații voi lucra cu piciorușe scurte, uitați-vă, deci ne vom orienta întotdeauna în funcție de ultimul rând al propriu-zis al mileului și am continuat cu cele 8 frunzulițe ale mele. Camera fiind jos, pentru că este nevoie ca dumneavoastră să vedeți foarte bine, a fost nevoie să mut în felul acesta mileul. Însă, când voi termina, voi face o privire de ansamblu și vă veți da seama mult mai bine. Deci, am lucrat de o parte și de cealaltă câte 8 frunzulițe, după care această porțiune unde este această grilă, grilaj, așa, am împrejmuit totul cu piciorușe scurte, câte 2 piciorușe scurte în fiecare pătrățel. Acum vă reamintesc din nou să fiți foarte atente la tensiunea firului, iar noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni. În momentul în care am terminat de îmbrăcat în piciorușe scurte, vom intra în corespondența primului picioruș scurt cu fir alunecat, vom scurta firul și vom închide rândul. Capătul de fir, bineînțeles, apoi noi îl vom ascunde. Următorul pas care va fi făcut de noi va fi dantela finală. Vom relua din nou culoarea albă și voi intra cu acesta, deci fiți atente, capătul de fir noi îl vom ascunde. Aici sunt primele 2 piciorușe scurte, următoarele 2. Vom intra între aceste grupe de piciorușe scurte și vom face un picioruș scurt pentru început. După care voi lua firul pe croșet și voi intra în corespondența ochiului cu care am închis aceste puncte puf. Voi face un picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra pe dedesubt și voi prinde și acest fir. Vedeți? Este acest fir, îl voi prinde și pe acesta și voi închide firul de 2 ori pe croșet, voi intra în punctul nostru, voi face un picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt și voi închide de 3 ori firul pe croșet, voi intra din nou în piciorușul nostru și voi face acest picioruș triplu. Din nou, 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt și voi închide. De 2 ori firul pe croșet, voi intra în piciorușul de bază și voi face piciorușul dublu înalt. 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt, voi închide firul o singură dată pe croșet, voi intra la bază, voi face piciorușul dublu, cele 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt, voi închide și mă voi deplasa din nou între piciorușele duble și voi face un picioruș scurt. Această dantelă vă este deja cunoscută, am lucrat-o foarte mult în toate acele lucrări pentru Crăciun. După ce am făcut aici piciorușul scurt între piciorușele duble, voi intra din nou, ați văzut, am luat firul odată pe croșet, voi intra din nou în ochiul unde am închis punctul puf și voi reface din nou totul. Piciorușul dublu, 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt și voi prinde și acest fir, voi închide totul. De 2 ori firul pe croșet, voi face un picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț,
Voi intra pe dedesubt și voi închide de 3 ori firul pe croșet. Acum vom face piciorușul triplu. 1, 2, 3. Închidem împreună cele 3 ochiuri de lanț. Voi intra pe dedesubt și voi închide de 2 ori firul pe croșet. Voi face piciorușul dublu înalt. Cele 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra pe dedesubt și voi închide firul pe croșet o singură dată, voi face piciorușul dublu, cele 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt și voi închide și din nou voi închide totul între cele 4 piciorușe duble cu picioruș scurt. În felul acesta vom lucra în corespondența celor 8 frunze, deci doar în corespondența frunzelor, astfel vom avea 8 segmente din aceste. În momentul în care am realizat ultimul segment al danteluței, vom intra în corespondența punctului dintre următoarele piciorușe scurte și vom închide lucrarea. Vom scurta firul, îl vom tăia și, bineînțeles, capetele de fire apoi le vom ascunde. Ceea ce rămâne de făcut este doar să, de acum, să realizăm aplicațiile care, vă spun dinainte, vor fi o surpriză. Modul în care am lucrat această parte, vom lucra și partea cealaltă, deci vom face pe ambele părți această danteluță. Imediat ce reușesc, înainte să închid acest tutorial, voi încerca să vă prezint o imagine de ansamblu a modului în care este lucrarea noastră, pentru că ceea ce ați văzut până acum a fost doar pe bucățele. Cam așa se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Mai sus nu reușesc să ridic camera. Eu sper că vă place. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți, de ce nu, și mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!